Giorgio, cum... Giorgio. Giorgio, gătesc. Atâția ani nu poți să-mi spui Cătălina, e așa de... Doamna Cătălina Grama. Doamna Cătălina Grama, Ipate. Ipate. Cum da. S-a produs această alăturare? De ce n-ai luat doar numele domnului? Adică, what's the thing? Păi the thing este că da. Pe fiul meu, Achim, îl cheamă Grama și atunci am păstrat și numele de Grama. Așa mi se pare natural și normal. Ok, bun. Cum o să arate viața ta după acest ultim sezon? Păi viața mea după acest ultim sezon o să arate cam la fel cum arată și acum, mai puțin partea de filmări, însă voi fi destul de nostalgică și cumva așa, știi, ca atunci când ai plecat din țară. Știi, ai plecat din țară, te trezești așa într-un peisaj nou, apare frumos, dar nu știi exact unde ești, știi cum e, ca în orice, o relație care are o vechime, un loc de muncă unde ai petrecut foarte mulți ani. La fel se întâmplă și cu proiectul nostru. Ne-am apropiat foarte tare unii de alții și ne bucurăm de fiecare întâlnire în parte și în mod normal când se va termina asta vom aștepta să ne cheme cineva la filmare, să ne întâlnim, să ne bem cafeaua, să vorbim pe WhatsApp, să... E un ritm, e o obișnuință, e o chestie, o conexiune care se creează. Nu va fi așa de ușor să te desprinzi, știi? Asta zic, adică în prima dimineață când o să te ridici din pat și nu o să mai fii același personaj, o să fii doar Cătălina, o să fie la modul... Și acum ce facem azi? Ceva de genul. Bine, eu când mă trezesc dimineața, mă trezesc Cătălina, să știi, nu mă totuși, trezesc Magda. Totuși, da. Ar fi nasol dacă m-aș trezi Magda în fiecare dimineață. Dar mă voi gândi foarte serios la personajul ăsta de care sunt foarte mândră. Și mă voi gândi la prietenii mei din echipă și la tot și o să mă rog la Dumnezeu să ne dea un proiect în care să ne reîntâlnim, măcar într-o anumită formulă. Știu că la ProTV deja s-au demarat niște castinguri și niște chestii pentru un alt proiect. Acum nu am de unde nu să știu dacă cine va fi în el. Dar n-ai avut niciodată teama asta e efemerității? Adică la modul, bă, astăzi suntem bine, prime time... Mâine, luna viitoare sau anul viitor. Am trecut de prea multe ori prin asta. Gândește-te că fac profesia asta de 28 de ani. Am trecut prin asta în perioada adolescenței, am trecut prin asta în prima mea tinerețe, la 20 plus, apoi la 30 și ceva. Adică știu exact cum este și când ești sus și foarte vizibil, știu exact cum este și când ești jos. Când nu te sună nimeni? Da, când nu te sună nimeni. Adică se întâmplă, ni se întâmplă tuturor, face parte din viață, nu poți să stai pe val non-stop, știi, e ca și cum, probabil că este și normală și naturală așa, pentru că e ca și cum ai sta într-o stare de fericire continuă și ceva s-ar arde acolo, n-ar fi bine, știi, adică cei prea mult strică. Și în plus de asta trebuie să experimentăm mai multe în viață, știi, asta te face să fii modest, asta te face să fii ancorat mai bine în pământ, să ai capul acolo unde trebuie, să nu crezi că ești un semizeu, adică asta te învață foarte multe lucruri, știi? Uh-huh. Și mie îmi place și zona aia, adică eu... Deci nu e depresie, cum ar zice omul, ferește, depresie, nu. Băi, e rău. Nu, pentru că eu am familia, eu am ce face, am familia mea, am proiectele mele de teatru, am școala mea de actorie unde sunt profesor, eu am ce face în viața mea. Nu trebuie neapărat să fiu mereu în prime time, deși am trăit foarte mult acolo, ca să zic asta așa. Spun, da. Asta spun, am trăit mult, it's mult a habit. Acolo. Da, it's a habit. Dar au fost și ani fără. Și ani în care m-am bucurat de proiectele mele de teatru, de proiectele mele online, de familia mea, de alte lucruri. E cumva normal, știi? Ok, bun. Ok, altă întrebare. No, vedem. Nu mai lasă. Din 19 februarie, ora 20:30, păcatele se plătesc. Aș fi întrebat care e cel mai mare păcat al tău, dar... Mai, cel mai mare păcat al meu este că sunt foarte ambițioasă și nu pot să renunț la nimic și îmi place să fac totul. Și asta crede-mă că e un păcat. Știu că te-ai fi așteptat să zic altceva, dar nu sunt chiar așa de păcătoasă, dar să știi că și asta e un păcat interesant. Pentru că în momentul ăla trebuie să jonglezi cu foarte multe lucruri. Cu ceea ce faci în viața ta personală, cu ceea ce faci în viața ta profesională și chiar și în viața ta profesională. Băi, nu poți să faci chiar tot. Însă îmi doresc să fac asta în continuare, știi? Dacă puteai, erai și tătuțul în același timp, da. Mulțumesc frumos, doamnă. Da, mulțumesc. O zi extraordinară. O zi